Petru Sorin Marica deschide lista de candidați din județul Hunedoara pentru Camera Deputaților din partea Pro-România. Sorin Marica este de părere că alegerile locale și cele parlamentare ar fi trebuit să fie comasate și că țara ar fi trebuit să aibă finalizat deja bugetul pentru anul viitor. Eu cred că dacă se țineau aceste alegeri comasate, eu știu, cu o campanie electorală de 2-3 săptămâni, cred că era suficient și măcar ne scăpam de o grijă. Știm cu toții că alegeri nu mai sunt până în 2024. Astăzi ar fi trebuit să avem un nou guvern dacă se țineau alegerile la începutul octombrie și toată clasa politică ar fi trebuit să se pună la masă și să construiască până în 2024 pentru români și pentru România, să lase toate disputele politice. Că, vedeți, a avut dreptate Victor Ponta, de 6 luni de zile, țara este într-un război, partidele într-un război politic care se putea termina în 2 luni de zile și cu campania electorală și cu alegerile locale și alegerile parlamentare, într-așa fel încât, v-am spus, puteam să avem pregătit bugetul pentru 2021, să intre la vot și să înceapă toate mințile alea luminoase din București, ca să zic așa, și care conduc partidele, să se pună la masă și să construiască și să ia cele mai bune măsuri. Pe buletinele de vot de la alegerile din 6 decembrie, Petru Sorin Marica și candidații pro-România din județul Hunedoara pentru Parlament se găsesc la poziția 2.